acasă venit, chiar dacă ora este destul de devreme. Am ținut să fac această conferință de presă în precampania alegerilor europarlamentare și gândindu-mă că mai este puțin până la campanie, să vă prezint pe colega mea, care o parte din dumneavoastră o știți, care ocupă locul 3 pe lista noastră de candidați la alegerile europarlamentare, Ioana Constantin. Sunt convinsă că ați văzut-o în diverse emisiuni, ați cunoscut-o și aici. Mai multe despre dânsa o să vă spună chiar dânsa. Eu câteva lucruri vreau să vă spun la începutul conferinței. Organizația Dâmbovița a avut un target de 10.000 de semnături pentru aceste alegeri europarlamentare. Noi am strâns 12.500 din toate organizațiile din județ. Pot să vă spun acum, avem în fiecare localitate cel puțin un om și organizații statutare în 59 de localități. În legătură cu alegerile europarlamentare, o să vă spun că începând de astăzi, echipele noastre vor fi pe stradă în fiecare localitate din județ, inclusiv în municipiul Târgoviște. Și tot la început vreau să vă spun că pe această listă de candidați la europarlamentare figurez și eu pe locul 36. Lista este formată din 43. Poate o să aud din partea cârcotașilor că nu este un loc foarte bun, nici nu pot emite pretenții pentru un loc foarte bun, pentru că știți rezultatele filialei Dâmbovița la celelalte alegeri. Eu sunt mândră că sunt în această echipă de 43 de oameni, sunt mândră că sunt în echipă cu președintele Băsescu, care indiscutabil va fi și este cel mai bun om după orice listă care o aveți dumneavoastră în față la europarlamentare. Mai sunt mândră de un lucru, că m-am uitat și eu de curiozitate pe listele celorlalte partide care zic eu că vor conta și în Dâmbovița. M-am uitat pe lista PSD-ului. Aș vrea să mă contraziceți dacă m-am uitat greșit. Nu există nicio persoană nici născută în Dâmbovița, nici care locuiește în Dâmbovița. Dacă dumneavoastră aveți alte informații, îmi spuneți. Doamna Plumb, Doamna Plumb este născută în municipiul București, sectorul 1. M-am uitat pe listă, așa a declarat cel puțin. Luăm următoarea listă, nu o iau într-o anumită ordine. La ALDE nu există nimeni pe lista aia de 43 născut sau domiciliat în județul Dâmbovița. Lăsați-mă să, că știu, le-am citit pe toate. Care contează? M-am uitat la Pro-România. Există o singură persoană pe locul 13, Olteanu Cătălin, din lista lor de 33. PNL. Iarăși există domnul Aurelian Cotinescu pe locul 30, singurul de altfel. La USR Plus există o doamnă, da, din partea Plus este o doamnă, o doamnă mai tânără, Zoiu Oana, e puțin mai tânără, poate are 30 de ani, poate dumneavoastră nu o cunoașteți. Deci cam așa arată listele care mai eu am scăpat vreun partid să conteze, celelalte nu. Deci eu sunt mândră că sunt pe această listă, vă spun sincer, pentru că
sunt în această echipă, să fii totuși într-o echipă, într-un partid și pe locul 36 este foarte bine. Atât am avut eu să vă spun. Aș dori să discutăm mai mult despre alegerile europarlamentare și după aceste alegeri, filiala Dâmbovița se va ocupa și de problemele locale. Dau cuvântul colegii.